Bună, dragi prieteni! Suntem la Dr. Planet în poziția de bird watcher și, bineînțeles, cu o deplasare ecologică. Îmi place să mănânc ecologic, nu neapărat să mănânc curat, ci să mănânc ecologic. A mânca ecologic înseamnă să te duci la piață cu bicicleta, cu rucsacul, e acolo și rucsacul, să-ți iei mâncare vărsată în rucsac, legume, bine, brânza, mă rog, iaurt, ce-ți mai iei, pâine, să consum cât mai puține ambalaje, să mergi acasă, să mănânci ecologic, să produci cât mai puțină mizerie și cât mai puțin plastic și în felul ăsta poți să zici că mănânci ecologic și că mănânci sănătos, dar mai ales că mănânci ecologic. Una este să mănânci sănătos, bine să mănânci și sănătos, dar este foarte bine sau bine pentru natură și pentru puii tăi, puiilor, să mănânci ecologic. Adică să mănânci fără a stresa prea mult natura pentru îndestularea ta. Dacă te duci la un supermarket și îți iei produse ambalate cu numeroase, la cantități foarte mici, și te duci cu mașina și parchezi și așa mai departe, aia nu înseamnă că mănânci ecologic. Aia înseamnă că produci foarte multe plastice ce rămân în natură. Vreau să vă spun că toate plasticele pe care le-am produs de zeci de ani încoace, toate aceste plastice încă există. N-a murit niciunul. Mai are. Mii de ani până moare primul. Tot plasticul produs pe această planetă există. Într-o formă, stare de degradare oarecare, dar există. Vreau să vă spun că plasticul, înainte să degradeze, se mărunțește. E, și se mărunțește. Se mărunțește, dar se duce în apă, se amestecă cu praful, îl tragi în plămâni, îl mănânci de pe fructe, cât le-ai spăla, îl consumi din pește, mai ales din nevertebratele filtratoare. Eu mănânc midii, așa, rarisim. Sunt bune și plac, dar știu că sunt filtratoare, știu ce filtrează și dacă mă uit la microscop în cavitatea generală, cavitatea intestinală, digestivă a acestei midii, văd o mulțime de punctulețe de diverse culori, fiindcă noi plasticul colorăm. Și uneori pot să fie și fosforescente la microscop, roșii, albastre, galbene, diverse culori de plastice pe care le vezi la microscop. Dacă mănânc rapana venosa, adică acel melc bun, plin de plastice. Dacă plouă, plouă cu plastic, cu microplastic. Zăpada din Antarctica are între 10 și 15 mii de bucățele de microplastic pe kilogram, pe litru. Apele de costiere, apele continentale, apele din zonele civilizate, atlantice, mediteraniene, ale Mării Negre, au până la 10.000 de particule de plastic, microplastic la litru, în zonele litorale. Mai în larg, mai puțin, dar tot mai puțin. Dar în zonele litorale, zeci de mii. Peștii consumați din zonele litorale au în compoziția lor microplastic decelabil cu mijloacele actuale într-o proporție de 30%. Cu mijloacele actuale, făcute de exemplu la zonele costiere din țările occidentale, acolo unde și există mijloace tehnice corespunzătoare sau bune, evoluate. Dar nu sunt complet corespunzătoare pentru identificarea acestor microplastice, acestor fragmente de plastic. Și apoi mai există nanoplastic, atât de mici încât nu le vede decât microscopia electronică și care și ele provin din fragmentarea plasticului și a microplasticului. Astea intră și în celule. Încă nu știm ce face. Încă nu știm ce potențial are de a intra în celulă. Imaginați-vă celula ca pe un labirint. Celula nu este ca un gălbenuș de ou, ca un ou cu albuș și gălbenuș, nucleu și coajă. Nu. Celula are o structură labirintiformă. În interior există foarte multe canale. Canale prin care circulă,
canalul prin care a intrat odinioară sau încă mai intră ARN-ul mesager și care merg mai departe până în zona de sinteză proteică și zona de sinteză nucleică, de acizi nucleici. Din această perspectivă, se comportă ca un filtru cu aceste microcanale. Un filtru care reține nanoparticulele de plastic sau nanoplastice. Nu știm încă, nu sunt studii făcute. E adevărat că abia de două decenii ne preocupăm foarte mult, dar așa de tare ne preocupăm de microplastic, cât în ultimul deceniu am aruncat în mări și oceane mai mult plastic decât în toată perioada anterioară, de când există acest plastic, de când se produce acest plastic. Doar în ultimii 10 ani am aruncat mai mult plastic decât în toată perioada anterioară. Și a fost o perioadă a modei spandexului, a modei prin anii 50, în care cântăreții, 60-70, în care cântăreții se îmbrăcau în spandex, rockerii, în care Jane Fonda făcea filmări cu costum de spandex, devenit ulterior acest spandex a devenit licra. Acest spandex a început să intre și în bumbac, adică în bumbac, în prosele cu bumbac. Ca să se poată întinde bumbacul, are un procent de 2, 3, 5, 12% elastan. E spandex. Este, de fapt, cea mai periculoasă formă de existență a plasticului. Din punctul de vedere al naturii și al viitorului nostru, acesta, spandexul sau elastanul sau plasticul sub formă de rețea, de țesătura de plastic, licra, poate vă spune și asta ceva cu Y, licra. Toată povestea asta înseamnă țesătură de plastic. Această țesătură de plastic creează premize a formării microplasticului prin faptul că fiind țesătură se fragmentează mult mai ușor bucățele de microplastic care pleacă la fiecare spălare din mașina de spălat, cu apa reziduală, și care ajunge în natură, epurată, neepurată, cumva ajunge în natură. Fie că este sedimentată în zone de purificare a apei, fie că nu este complet sedimentată și supernatantul pleacă în mare, ce se întâmplă cu apa noastră reziduală? Ajunge la cel care o gestionează, serviciile de canal, care costă la fel de mult ca și apa, dar pe ei costă și mai mult decât să ne aducă apă. Raja are cheltuieli foarte mari cu canalul, mai mari decât să ne dea apă, fiindcă această apă de canal trebuie să fie tratată, această apă de canal trebuie să fie adusă în niște parametri de a putea fi aruncată în mare, trimisă în mare sau în alte lacuri. Este scump în zona Dobrogei din cauza că este plin de lacuri aici și, în consecință, această apă nu se mai filtrează prin ceva. Se duce direct în lacuri. Tot ce înseamnă plastic mărunțit este o formă de a ne invada cu propriul nostru produs. De mic, adică sunt 40 de ani de atunci, mai mult de 40 de ani, alergam în jurul lacului. Făceam jogging. Și mai mergeam în jurul lacului împreună cu un nene Filote, poate mai trăiește, și luam în recipiente mari de sticlă, nu aveam plastic, cu capac de plastic și în sacoșe de rafie, adică de plastic, și veneam și luam, dar pe care le refoloseam, și veneam și luam copepode. Copepode, adică purici de baltă. Și aveam acasă borcanele cu purici de baltă și uneori în acești purici de baltă, în interiorul lor, vedeam niște culori ciudate. Vedeam câteodată roșu, dar roșu din ăsta sintetic, roșu care nu apărea o roșu natural. Când am început să văd și albastru și verde, am zis că, domnule, văd steluțe verzi în copepodele astea, în purici ăștia de baltă. Crește că eu îi luam pentru a-mi hrăni peștișorii de acvariu. Aveam câteva acvarii, Nea Filote astea avea și mai multe de câteva acvarii, avea o cămară din aia întreagă și o bucătărie plină de acvarii. Și
luam, îl ajutam că era mai tânăr și îl ajutam la cărat acești purici. Duceam și la acvariu Constanței și dădeam unei doamne Geta, pensionar acum, pentru pești de la acvariu. Lunea filiul de pe Solomona, unde avea crescătorie de magazin, de vindea pești exotici. Era foarte bătrân, n-avea el putere să meargă după purici vii. Dar luam purici vii, mai și uscam. Mă rog. Dar vreau să zic că în puricii ăștia, mai uitam la microscop, microscop de ăsta școlar, nu era cine știe ce microscop, și vedeam culori pe exteriorul lor sau chiar în interiorul lor. Alea erau deja plastice. Vorbesc de acum 40 de ani. Vorbesc de anii 80, începutul anilor 80. 78-80. De atunci exista acest microplastic, aceste fragmente mărunte de plastic în lacul Tăbăcăriei. Acum e plin. Acum e plin și văd pescari care stau cu undița și aruncă după peștișori. Acum s-a încălzit puțin, pescarii sunt prezenți. Unii sunt investitori. Am văzut cu un fel de poveste din asta, de un fel de plasă pe care o aruncau să ia peștișorii din apă. Erau niște turci, turci de noștri. Adică văzuseră în Turcia tehnica asta și o importaseră. Erau conectați cu pescarii din Turcia. Nu e în regulă, fiindcă acest pește este plin de microplastic. Acest pește cu siguranță, va ajunge să umple cu microplastic și pe cei ce îi mănâncă. Câteodată alerg și le spun oamenilor că când văd că trag așa câte unul fâță de aia de 10 cm, zic, îl luați pentru pisică? Nu, domnule, îl mănânc eu. Zic, domnule, nici măcar la pisică nu l-aș da. Nu l-aș da la pisică din cauza polurii chimice. Ce este lacul Tăbăcărie? Lacul Tăbăcărie este o chiuvetă în care se scurg apele de spălare a jumate din Constanța. Tot cartierul Tomis Nord, îl vedeți în spatele meu, și în spatele dumneavoastră se află tot cartierul Faleză Nord. Sunt niște canivouri largi, prin care încapi așa, cu mâinile de 3-4 metri lățime, nu prea înalte, undeva la 80 de centimetri. Am fost în ele, am văzut cum sunt. Unul trece pe sub delfinariu, unul trece pe la Gravity Park, altul vine pe la, din câte le știu eu, altul vine și cel mai mare, cel de la City Park. Și mai sunt încă vreo două care vin din partea asta de vest, să spunem așa. Am întrebat acești pescari dacă și-au pus astfel problema vis-a-vis de toxicitate. Vis-a-vis de faptul că apele de spălare ale Constanței, de pe străzi, sunt aduse prin canivouri în acest lac. Mai sunt și ape de canal, că sunt unii mai deștepți, zic eu, care și-au legat canalul în pluvial. Cum zic ei, fluvial, e pluvial. Dar au zis că e mai scurt traseu și ăla nu se fundă niciodată. Au fost tot felul de idei. Cert e că acest pluvial aduce apă de spălare de pe străzi, care are o mulțime de plastice, multe microplastice. Mult plastic mărunțit. Ce se dizolvă în acest lac? Ce face acest lac? Primește aceste ape de spălare, sau ape de spălare ale orașului, ale zonei de nord a orașului, primește apă de precipitații, mai primește apă din Sud-Gheol, care are o suprafață mare, și o elimină în Marea Neagră printr-un canal foarte mic la pescărie. Dar elimină așa un supernatant. Tot plasticul se acumulează. Lacul ăsta este plastic fosilizat. Peștii din acest lac sunt plini de acest microplastic. Apoi, tot pescarii, dacă mergi prin jurul lacului Tăbăcăriei, are vreo 4 km și ceva tura, lasă o mulțime de mizerie. O mulțime de mizerie. Adică deja îi recunoști tipul de mizerie a pescarului, care vine de la polistiren, că stă cu fundul să nu răcească, care vine de la o mulțime de ambalaje și cutiuțe,
în care își ține momeala, își ține mămăliga, își ține mâncarea, își ține tot ce îi trebuie lui sau pescuitului. Și toate astea sunt lăsate acolo. Deseori. Oamenii ăștia nu au o percepție ecologică, fiindcă îi vezi când stau, își aleg un loc între stuf și stau, e maxim de mizerie acolo unde stau ei, nu se gândește vreunul, ia să strâng ce e aici în jurul meu, că până la urmă, poate și eu am făcut, poate alții ca mine, dar măcar să stau într-un loc curat. Nici unul nu își pune astfel de probleme. Nici unul dintre aceștia care stau cu bățul la apă și câteodată mă supăr pe ei. Câteodată îmi vine să... Nu vine să-i arunc în baltă. Dar îmi vine să-i amendez. N-am cum să-i amendez. Fiindcă își bat joc de natură. Apoi a mai venit încă o poveste. Biologii au zis municipalității, pe vremuri, să nu taie stuful. Că este loc de cuibărit și de ascunziș pentru păsări și mamifere mici. Bizam este aici. Și vidră, am văzut și vidră. Ca păsări sunt câteva găinușe de baltă, câteva rățuște și cam atât, nu prea multe păsări. Firește, lebede, puține. Însă acest stuf se comportă ca o perie. Ca o perie de cormoran, uite, mă uit la unul. Dar nu se reproduc aici cormoranii, nu, aici vin să mănânci. Ca o perie de mizerii, de plastice. În stuful ăsta este plin de plastic. Plin de plastic. Tot stuful din jurul lacului Tăbăcăriei arată deplorabil. Bine, mai este și o problemă de jurisdicție, de proprietate. Lacul ăsta este între proprietari. Este un lac între ape. Acum este între ape. Și a picat nu între ape, ci între scaune. La halul în care se prezintă. Fiindcă, pe de o parte, apia nu-l mai are. ADS-ul a trecut la ADS, domeniile statului, care l-au dat la AMPA, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Cei de la AMPA spun, domnule, dar asta nu e acvacultură, nu poți să faci acvacultură într-un lac urban ca ăsta. Sunt de acord cu acest lucru. Consiliul Local al Constanței a fost voios și bucuros să-l preia, să se ocupe de acest lac. A trimis o cerere către guvern și așteaptă hotărârea guvernului ca să transfere de la Agenția Domeniului Statului acest lac Constanței, municipalității, domeniului public al orașului. Însă nu e simplu, că au fost niște antecedente cu lacul Belina pe vremuri și apoi se creează un precedent, iar acest precedent înseamnă că și alte municipalități o să vrea să-și ia în scop de exploatării de agrement astfel de lacuri. Și sunt ecologii, biologii care spun nu, că dacă tu îl dai Constanței pe acest lac, o să apară hidrobiciclete, trotinete pe apă, mai știu eu ce, schijeturi și așa mai departe. Speriem peștii și păsăricile. Lasă-l așa să aibă aspectul ăsta sălbatic. Dar nu se mai potrivește aspectul sălbatic cu mediul urban. Stuful, cum spuneam, este o perie pentru mizerii. Nu mai merge ca un lac plasat urban, înconjurat de așezările, el a fost sălbatic, a fost lac natural, înconjurat de așezările umane sau de extinderea așezării umane, încolo, Mamaia Nord crește cu blocuri, peste tot blocuri, sunt o mulțime de zone de construcție, lacul Tăbăcăriei, parcul Tăbăcăriei, sufocat de alinament de blocuri, nu mai are loc, nu mai este un lac natural. Ăsta este un lac urban, care trebuie să fie pe mâinile autorităților locale care au potențial financiar, au interes electoral, că dacă arată bine lacul, arată bine și la vot, și apoi lacul, conform legii, lacurile, au o zonă de 10 metri, care este considerată parte a lacului, zona de uscat. Deci lacul nu se termină, o se termină apa. Lacul, conform legii, se termină la 10 metri de această limită, unde în acei 10 metri sunt stuf, vegetație tipică, specifică, lacustră, palustră, și care este necesară lacului. Acolo stau păsările, se reproduc și așa mai departe. Din acest motiv, după părerea mea,
După părerea mea, acest lac trebuie să îi se găsească o destinație care să corespundă cu situația lui actuală. Faptul că este înconjurat de oameni, înconjurat de blocuri, în care se deversează ape de spălare ale orașului. Nu vorbesc de apa de la mașină spălată, aia merge la garaja. Vorbesc de apa care spală trotuarele, drumurile, apa care merge la acel canal pe marginea străzii și care preia tot ceea ce e pe stradă și aduce în tăbăcărie. Apa care aduce și multă substanță organică, substanță trofică, substanță fertilizantă și sub influența soarelui, lacul ăsta urcă, fundul lui urcă în ceea ce privește acumularea de mâl. Vara, toată zona sudică acestui lac, care este apă mai puțin adâncă, toată zona sudică se eutrofizează. Ăsta este termenul, eutrofizează. Deci aici trebuie băgați bani. Ăsta este un lac care nu poate să fie exploatat de către unul care vrea să pună pești și să-i vândă, să-i proceseze. Nu cred că primește aviz pentru ca să vândă un pește din lacul Tăbăcăriei. Nu cred. Veterinarii nu o să-l lase să vândă peștele de aici. Ăla care și ia și zice că dă la pisică și mănâncă el, este pe socoteala lui. Dar dacă iei tu peștele de aici să-l duci printr-un sistem de sanitar veterinar pentru un examen toxicologic pe filiera normală veterinară, sanitar veterinară, mai corect spus, nu trece. Pică la examenul ăsta. Pică. Dacă veterinarii își fac treaba, pică. Peștele nu mai ajunge la niciun fel de consum, direct la distrugere. Din acest motiv, lacul nu poate să fie eficient și, în consecință, trebuie să fie preluat de către niște autorități care nu gândesc în sensul eficienței, decât în sensul eficienței ca decor. Că nici parcul nu are vreun venit pentru autoritate, dar îl face pentru oameni care plătesc taxe, că au blocuri, parcări și așa mai departe. Toate astea, adică apartamente, proprietăți, toate astea primesc alte subvenții. Toate astea sunt niște elemente care trebuie să fie judecate la nivel de guvern și să se ia odată decizia aia prin care acest lac să iasă dintre ape sau dintre scaune și să își găsească un loc, să-și găsească un custode, să găsească un îngrijitor. Fiindcă și în jurul lacului, cum spuneau, 5-10 metri este o zonă care nu este a Constanței deocamdată, este a lacului. Toată povestea asta de alee pe care ne plimbăm noi și pe care ne împiedicăm noi. Când faci jogging, trebuie să mergi cu trail shoes. Nu poți să mergi cu ceva ușor de alergare din cauza că aici este zona în care te împiedici. Bicicleta cu care mergi în jurul lacului trebuie să aibă cauciucuri de mountain bike. Nu poți să mergi cu bicicletele astea normală, urbană, cu o strici în jurul lacului. Nu mai vorbesc că există și riscul să cazi chiar și, în consecință, trebuie să fii priceput sau atent. Din această perspectivă, plasticele, microplasticele, nanoplasticele sunt cele care trebuie să ne îngrijoreze și faptul că la Dr. Planet învățați despre ele, poate vă va face într-o bună zi să fiți mai responsabili. Atunci când te duci pe la un picnic, pe malul mării, undeva și zici, domnule, eu îmi strâng plasticul meu, dar în jurul tău sunt o grămadă de alte plastice pe care nu le strângi, că nu le-ai lăsat tu. Mai gândește-te, poate găsești o soluție să le strângi, să faci un săculeț și mai ieși din jur câte mai sunt, să le strângi. Asta a fost Dr. Planet, vă aștept la o altă emisiune, cu o altă ediție și cu alte informații. O zi frumoasă!